Nordic Walking este un mers natural unde noi adăugăm aceste două bețe care sunt funcționale, sunt diferite de bețele de trekking care sunt de sprijin. Acum 10 ani mi s-a spus că am diabet tip 2 și mi s-a recomandat să fac mișcare. Am descoperit Nordic Walking în anul 2010 în Germania și am și făcut un curs de inițiere atunci și am văzut că este un sport dedicat tuturor vârstelor. Am văzut atât copii care practică acest sport, cât și adulți și în egală măsură și oameni în vârstă. În momentul în care am descoperit Nordic Walking, am simțit că este mișcarea potrivită pentru diagnosticul meu și pentru vârsta mea. Am consultat și medicul diabetolog și mi-a spus că, într-adevăr, mișcarea în aer liber este cea mai potrivită pentru ce am eu nevoie. În primul rând, este foarte importantă pentru cardiopații, pentru diabeții, ca să reușim să ținem sub control tensiune. Putem să folosim pentru copii sau pentru persoane bătrâne. Sunt o serie de beneficii, putem să prevenim anumite boli sau putem să le tratăm prin această activitate fizică. Și am văzut că este luat foarte în serios datorită faptului că beneficiile acestui sport pot veni odată cu practicarea lui constantă și corectă. Eu m-am apucat pentru că aveam dureri de spate, dar tot a început acum 6 ani când mama a fost operată de urgență la inimă, i s-a pus un pacemaker și cardiologul ei i-a recomandat să facă această activitate fizică pentru că ar fi avut foarte multe beneficii asupra inimii ei. Multe persoane ne-au spus că este o formă de mișcare foarte simplă și că se poate accesa foarte repede, dar nu este așa, deoarece presupune învățarea unei tehnici speciale care să ne aducă beneficiile pe care le aduce Nordic Walking. Poate fi practicat și de persoanele care suferă de anumite boli, cum ar fi diabet sau boli de inimă, și poate fi practicat și de persoane care au probleme de osteoarticulare. Atâta timp cât este practicat corect și sub îndrumarea unui profesionist, unui profesor sau unui instructor de Nordic Walking.